Nu, da, vedeți că întreaga construcție voiculeștiană, să spunem așa, este făcută pe isterie. Și eu întreb dacă există undeva în manualele astea de făcut campanie electorală sau vreun concept, manualul de zgomot, mașina de zgomot, dacă scrie undeva, dom'le, dacă faci isterie, adun cât mai mult electorat din acela. Păi, e ceva adevărat în asta, pentru că în mare măsură mesajele politice trec dacă ating omul la inimă, nu la rațiune. Și dacă au o încărcătură emoțională, dar cât poți să trăiești numai cu chestii negative? Am văzut un site, România Pozitivă, am dat și un like pe Facebook, pentru că, într-adevăr, m-am săturat să văd în mod artificial bălăcăreala asta permanentă și mai ales coborârea permanentă a nivelului de dezbatere publică. Păi, dar ce-i socotim pe român lipsiți de inteligență, incapabil să urmărească un discurs, să vadă o temă, să vadă o temă de interes general și să mai ales să aștepte o politică dincolo de persoane. Păi ce facem? Bun, alegi într-o persoană și alta, dar alegi și între ce spune cineva și altcineva, nu? Pe nașu.tv ați dat un like? O să dau. Da? Da. Vă place la noi, nouă acasă? Tu mi-ai foarte plăcut și mai ales, spre deosebire de alte platouri, nu e căldură prea mare de la... Aveți un sistem de aer condiționat. Avem un sistem, dar mai avem luminile alea mici, vedeți? Toate alea sunt lumină rece. Scumpă, dar bune, că nu ne încingem să facem sauna aici. Vă menajați da. Invitații, da. Spuneți-mi, aveți un premier liberal. Aveți un premier care se declară de dreapta. Aveți un premier intelectual, fără doar și poate, cu o bună pregătire. Dacă vreți, vă seamănă. Da? Sau putem găsi foarte multe, să zicem... similitudini. Asta însă cum îl caracterizați pe premierul Ungureanu? E un om care are însușiri și calități pe care le-ați și enumerat adineori, nu o să le repet. Un om ambițios, un om coerent în acțiunea sa și în cariera sa. Și eu îmi pun speranțe că și prin contribuția lui, dreapta românească se va întări. Pentru că de ce a lăsat în urmă comunismul și tranziția, nu poți să scapi cu adevărat decât dacă pui o nouă temelie, un nou proiect de societate. Și ăsta trebuie să fie un pic naționalist și fără îndoială european. Trebuie să vadă cum dezvoltă capitalismul românesc, nu doar pe investiții străine. Trebuie să le redea românilor un sentiment de demnitate și la ei acasă și în orice altă țară. Și trebuie mai ales să lase piața liberă. Adică să nu reducă așa zisa economie de piață la contractele a 200 de inși cu statul, în spate, pe sub masă, să stimuleze practic, într-adevăr... să creeze o piață, să creeze o clasă o de mijloc, să creeze într-adevăr o clasă de antreprenori și de proprietari, adică de oameni liberi. Ori asta nu poate să o facă stânga. Stânga și când a venit la putere și dacă nu e la putere, umflă statul, umflă funcția publică, umflă birocrația, umblă la taxe ca să aibă de unde da cât mai multe forme de asistență socială pentru nemuncă de multe ori. Ați văzut ce junglă era în materie. S-a mai defrișat un pic. Și e nevoie, așa cum și Spania... Înainte de criză, cu mult, s-a dezvoltat enorm, după 10 ani de guvernare de dreapta. Această construcție încă lipsește. PDL-ul a făcut bine ce a făcut, dar n-are forță destulă pentru a... De-aia Ungureanu, ca să revenim la el, are, după mine, vocația, poate chiar misiunea națională, de a strânge la oaltă personalități, competențe, forțe politice care să adune pe centru-dreapta. Foarte interesant. Dar credeți că are și timp? Domnul Muraru, va folosi timpul disponibil până la alegerile din noiembrie și apoi viața merge mai departe. Adică nimeni nu ne împiedică să îi convingem pe români că o guvernare de dreapta moderată, de tip popular,
poate să dezvolte mai rapid România, poate să le dea tuturor mai, o șansă mai consistentă de a-și vedea și copiii rămânând în țară, în loc să viseze să plece definitiv, și în același timp de a spori numărul de oameni care au propria lor întreprindere. Ăsta e secretul pe care se bazează, de exemplu, economia germană sau italiană, de fapt, orice economie cu adevărat liberă. Bun, să zicem că rămâneți la putere, deși mi-e foarte greu să văd astăzi acest lucru, având în vedere domnul un Moraru, fapt important. Cred că nu vor fi 51% dintre români care să voteze ce se vede la... Nu, altceva vreau să spun. O să vedem acum. E foarte posibil, da. Și președintele e foarte posibil, la un dat, să alegerea aia lui, da? Bun. Dacă el nominalizează un premier care nu e de la PDL, orice se poate întâmpla. Dar altceva vreau să spun. Mihaela Popa a plecat de la dumneavoastră, sigur, o apropiată a lui Sorin Frunză Verde, însumi mi s-a părut o femeie foarte directă și a spus aici la Nașu un lucru pe care o să vă rog să-l confirmați sau infirmați. Că PDL-ul a numit foarte mulți oameni în poziții importante, nepregătiți, neprofesioniști, lichele chiar. Mm. Și lucrurile au mers foarte prost. Și vorbim la nivel național, adică nu au găsit oameni competenți, ci și-au pus toți baronii. Trebuie să recunosc că în mare măsură numirile acestea nu au fost îndeajuns filtrate. Și filtrate nu politic, e de-al nostru, nu e de-al nostru, ci pe CV, pe competența, reputația profesională a fiecăruia. Dar e foarte... Nu găsesc Partidului Democrat Liberal o scuză din acest punct de vedere. Însă vă spun o opinie personală pe care parcă o împărtășeau și cei din opoziție. Cel puțin din auzite sau formal. E nevoie, dacă vrem un stat funcțional, să oprim numirile politice undeva, la un anumit nivel al administrației. E o temă nu facultativă. Dom'le, îi place lui Mitică, nu îi place lui Georgică. E o catastrofă chestia asta. Odată pentru că dacă nu oprești la secretar de stat, acolo m-aș opri, desemnările politice pe funcții din administrația publică, centrală sau locală, atunci de fiecare dată când se schimbă majoritate, se schimbă ce? Toată administrația? E o utopie. Deci, și în al doilea rând, politizarea asta excesivă lasă loc pătrunderii unor incompetenți, care vin, se bag cu pumnul în piept, scot carnetul de partid, l-am servit pe șeful, mă știe cu tare. Bun. Aici e vorba de o selecție. Ori asta e una dintre temele transpartinice. Vă dau un exemplu aici. Ce se întâmplă? Noi, de când suntem în presă, de vreo 20 de ani, încercăm să promovăm oameni politici cu față, inteligență, discurs. Indiferent din ce partid. Nu prea v-a ieșit. Nu. S-au întâmplat lucruri să ne iasă, dar vă dau un exemplu. Pe domnul Ioan Oltean, colegul noastră, niciodată nu l-am promovat. De ce? Pentru că pe domnia sa n-am nimic cu el, dar l-am simțit de la început că e un tip care, dacă ajunge la putere, își pune, am să spun niște cuvinte dure, își pune pilele, da? Și am folosit cel mai cuminte cu cuvânt. Vă dau un exemplu la restituirea proprietăților. Și noastră și eu ne declarăm oameni de dreapta, oameni care au simțul proprietății. Cum vă explicați că România a avut două guverne occidentale, două președinții occidentale, aș spune chiar trei, Băsescu două, Emil Constantinescu al treilea, deci aproape 12 ani și noi încă n-am reușit să reparăm această rană, iar timp de ani de zile a fost acolo cea mai apropiată femeie din Partidul Democrat Liberal de la Bistrița, a domnului Oltean. Care nici măcar scuze nu a prezentat moștenitorilor. Niște oameni care au avut rude închise, băgate la canal, în pușcării. Oameni care au murit acolo, oameni care au rămas fără nimic, le-au confiscat. Păi nu pentru bani sau pentru vila sau casa aia care trebuie restituită, că de cele mai multe vorbim de apartamente mici. Vă dați seama câtă umilință pentru a câta oară au îndurat acești oameni de la un guvern de dreapta. Și domnul Oltean
Nu-și dă demisia, nu-și cere scuze, da, ați, nu face nimic. Ați văzut, aici... E secretarul general al PNL. E o chestiune de principiu, deci orice partid de dreapta trebuie să apere proprietatea ca pe ceva intangibil. Pe de altă parte, restituirea trebuie finalizată cumva ca să repari ce a făcut greșit comunismul. Nu greșit, abuziv. Samavolnic. În al treilea rând, unde nu poți restitui bunuri în natură, trebuie să vezi dacă ai bani în vistierie. Deci e o ecuație complicată asta. În toate țările a fost complicată. În primul rând pentru că orice bun trece pentru o istorie ulterioară, azi e ocupat de o instituție publică sau nu, etc. Dar principiile nu trebuie duse la piață și târguite. Nu la asta aici, mă refer. Stați un pic. 40.000 de dosare, spune premierul, da, sunt nedeschise și femeia aia care e pusă de Ioan Oltean acolo și a fost pusă, n-a deschis dosarele, n-a spus un lucru. Doi, da, toți mafioții și toată piața știe că dacă vrei să fii băgat în față la restituiri mari de tot, trebuia să dai bani. Trebuia să treci pe la Ioan Oltean. Ce să mai... Deci, nu mi-am săturat să... Eu nu știu. Nu am dat, sincer. Nu, ce spun eu, e acoperit de proba cea mai probă. Nu știu. Femeia aceea era foarte apropiată de Ioan Oltean, punct. Deci, ideea este că nu mai putem să mergem înainte în ritmul ăsta dacă nu promovăm oameni mai presus de șpăgi, mai presus cred de... Cred că acest lucru poate înceta, dar e o altă temă la care dacă nu se pun de acord toate partidele politice, nu se schimbă nimic. Pentru că, de pildă, nu ne plac traseiștii. Dar de ce nu să pun de acord partidele să adopte o legislație care să descurajeze fenomenul? La fel și chestia asta. În materie de restituire. Da, sunteți un om de dreapta. Nu puteți să spuneți că trebuie limitat, nu traseismul, că sună urât traseismul. Da. Eu sunt absolut convins că dacă mâine PDL-ul, care și așa a luat multe măsuri mai de stânga, ar deveni radical de stânga și ar spune ne-am hotărât să nu mai garantăm proprietatea în Constituție, așa. Dumneavoastră v-ați dat demisia din PDL și v-ați duce tot în politică, fiindcă nu vă văd renunțând la politică, având în vedere că ați investit în politică, nu? Nu știu, rămâneți independent? Mi-am făcut vorba aia, am servit România 15 ani ca diplomat și în final ca ministru de externe. Dar tot pentru a servi România m-am băgat în politică și nu e simplu, dar cred că e nevoie, într-adevăr, în continuare de oameni politici calibrați diferit, care gândesc altfel, care nu spun arată altfel, ci pur și simplu au o altă experiență, alt parcurs. De ce credeți atunci că ați spus unii iau pe români de proști? Prea mulți îi iau de proști. De ce credeți însă atunci că la alegerile locale, la Bucureștiul, care numai să nu spunem că e un artur și e cosmopolit Bucureștiul, dacă ne plimbăm cap-coadă, vedem ce mașini circulă, unde merg oamenii în concedii. Deci e un oraș cât de cât european, da? E foarte european. Cu un nivel, să zicem, ridicat de oameni cu acces la informație, la cultură și așa mai departe. Și cu toate astea, în București, PDL-ul, nu-mi dau seama acum, eu spun PDL-ul, deci prin cei care se ocupă de campanie electorală, a propus bucureștenilor 3 candidați. Același primar de la 6, Potăraș, Piedone, care după aia a și fugit în partea cealaltă, și... Liviu Negoiță? Nu, vă dau niște nume. Da. Și cine mai era? Toader Paleologu. Paleologu, cine mai e? Negoiță. Liviu. Și mai e cineva? Prigoană. Prigoană, exact, la Prigoană mă gândeam. Plus, dacă vă aduceți aminte, o asociere de 3 zile cu Gigi Becali. Da. Rămâi șocat. Aveți explicații, zicem, politice pentru aceste gesturi? Ce să vă spun? Eu cred că... Plus că mai vorbeau și de Dan Diaconescu. Avem candidați buni. Bine că nu s-au făcut formal astfel de încuscriri. Vă vedeam cu Dan Diaconescu ridicând mâna și cu Becali așa deoparte. E adevărat că Bucureștiul merită al primar, de asta nu cred că domnul Oprescu e bătut în cui acolo. De asta sunt alegeri, sunt
mulți candidați, cred că lumea va putea să judece. Dacă vrea într-adevăr un oraș în care să nu, pe de o parte nu se întâmplă nimic, dacă se mai întâmplă ceva, costă de 4 ori mai mult, să face de 3 ori mai încet. Eu v-am ascultat argumentele puse de dumneavoastră, dar să știți că în momentul în care mi l-ați adus pe prigoană mie și tuturor celor care trăim aici, cu mesajul, cu mesajul pe care îl vedeți în tot Bucureștiul, plici de aici, cu plici de aici, m-am simțit foarte european, așa zic, brusc, în sfârșit, mă simt european. PDL-ul a găsit formula să-mi ridice mândria de a fi european și bucureștean. Domnul Moraru, eu am avut și mi-am și exprimat, și public și în partid, în minte, un alt tip de primar. De exemplu, l-aș fi văzut pe candidat pe Toader Paleologu sau pe altcineva din partidul nostru. Da. Ok, însă trebuie să înțelegeți că după ce organizația de București, cea mai importantă din țară, după dezbateri interne, l-a desemnat drept candidat pe Silviu Prigoană, eu sprijin pe Silviu Prigoană pentru că e un gest elementar de solidaritate politică cu partidul în care fac parte. Deci, nu, dar arată criza, numai... să spun. Sigur că n-aveți ce să faceți acum, criză, evident. Dar e o criză de personal, e o criză de oameni, nu? E și nu e. Până la urmă, eu nu știu dacă, vedeți, eu știu. Eu l-aș fi vrut, de exemplu, pe un Robert Negoiță, mă gândesc că era un tip european. Liviu Negoiță, da. Așa. Că au băgat perdeaua de fum PSD-ul, dar lumea din sectorul tău nu poate să-l confunde pe Liviu Negoiță cu altcineva. Îl cunoaște și îl apreciază, pe bună dreptate. Deci trebuie să ne gândim la București cu toată populația lui, așa cum e. Domnul Prigoană, în primul rând, m-a impresionat plăcut după ce am avut chestiile astea, așa, ne-am revăzut. Fusese desemnat și i-am spus așa, la o țigară, pe o terasă acolo la sediul nostru, zic, domnul Prigoană, dom'le, aveți un mesaj pentru cartierele mai amărâte, pentru astea mai industriale, și aveți și un mesaj pentru Bucureștiul Central, Calea Victoriei. Știți ce trebuie să apărați, dom'le? Dacă aveți un program în 10 puncte, puneți un punct acolo, patrimoniu. Pentru că asta este sufletul Bucureștiului, asta e mândria lui, asta e ce poate arăta altora și e totodată certificatul nostru că nu ne-a adus cineva ieri aici într-un Hercules, ne-a parașutat în Bărăgan. Că avem un oraș de 500 de ani, care are o istorie, care are un patrimoniu de apărat și de conservat. Dom'le, a fost extraordinar de receptiv și l-am văzut reluând acest subiect în întâlniri publice. Deci, mi se pare un om de bun simț. Că l-au făcut foarte popular tabloidele, să nu vă iluzionați, s-a făcut singur popular. Da. Dacă vreți, vă arăt 4-5 secvențe celebre la OTV, când cu pliciul în mână se certa cu Adriana Bahmuțeanu la al 13-lea divorț. Știți ce? Deci, e un dialog foarte ridicat de nivel intelectual maxim. Da. Trebuie să recunosc că, deși nu citesc genul ăsta de tabloide, eu de domnul Prigoană tot până Bahmuțeanca am auzit. Deci, să duce vestea, ce să spun? Dacă ești cunoscut de foarte multă lume, ai și șansa să fii ales. Știți ce... Dar ce... să vedem programul mai ales, și programul e bun, dacă include dar era bună, mă gândesc că era bună acum în top, stătea mai bine Bianca lui Bote. Și am înțeles că își face și un lifting, nu știu de care, adică sunt personaje, da. Nu că sunteți dumneavoastră responsabili, dar vedeți că vă pot stârni zâmbetul foarte ușor. Da. Altceva vreau să vă spun, că mi se pare că PDL-ul, la un moment dat, sub tirul presei, nemeritat, pentru că pentru faptele bune făcute de guvern, n-am văzut vreo presă să vină să spună, bă, hai că așa cum sunt ăștia, mai înceți, mai găinari, pentru că s-au băgat foarte mulți din PDL în găinării. PSD-ul se băga să foreze în profunzime șpaga. Deci șpaga la PSD venea, cum să spun, prin puțurile petrolului, prin chestii grele. Ăștia pedeliștii găinari, așa, vedeau 100 de euro pe aici pe studio, pe jos, pac, se aplecau. Adică asta era tipul. Deci sub tirul ăsta al presei, PDL-ul a făcut o mișcare tâmpită. S-a dus spre PSD, s-a PSD-izat
Și n-a avut curajul, exact cum a avut curaj să ia măsuri dure, n-a avut curajul să încerce altceva. Vreți să vă spun, știți ce a ratat PDL-ul la București? Și va mai rata și în țară. Curajul de a avea un candidat de tipul Nicu Șordan. Uite, l-am cunoscut aseară. Păi băiatul ăsta știe primăriile, că se bate cu Salvați Bucureștiul de mai mulți ani. Știe mai bine ca Oprescu și Prigoane la un loc toate șmecheriile, pentru că a avut 30.000 de procese cu primăriile. A împiedicat proiecte mari. M-am interesat și eu. Așa e, Dumnezeu, a încurcat pe unii. Era inteligent. Dar știi ce discutam aseară? Doctor în matematică. Da. E, hai, Dumnezeu, dacă venea pe PDL-ul cu chestia asta, măcar pierdea frumos. Măcar spunea, Dumnezeu, de ce bucureșteanul are și filonul ăsta de sectorul 1, de sectorul 3, de sectorul 2? Nu sunt toți neapărat de la coada Ferentariului. Eu am trăit în Ferentari. Dumnezeu, sunt oameni foarte inteligenți. Ea nu-l votează pe Vanghelie neapărat fiindcă e mai blond ca ei sau că vine și le dă telefoane mobile. Au inteligența supraviețuirii. Știu că sub Vanghelie au supraviețuit mai bine decât sub alții. Deci există un public care ar fi votat, bun, să zicem, un curaj acum, pe care l-ați fi avut. De ce n-aveți curaj mai mult? Că acum chiar nu mai aveți ce pierde. Nu mai aveți ce pierde. O chestie de curaj. Să vedem rezultatul. Eu cred că bilanțul domnului Oprescu e invizibil, că a dus la capăt ce au făcut doi predecesori, atât. Și a făcut-o lent și scump. În rest, nu se vede o politică urbanistică. Nu, și n-am, acum a venit la dumneavoastră, m-am învârtit 20 de minute să găsesc un loc de parcare. Vă dați seama că acest coșmar îl trăim zilnic și ne-am săturat. Aici și cine ne-a tras-o? Deci, Poliția Capitalei. Și ce a făcut? Da. Înainte de acest nou șef, Poliția Capitale a făcut o șmecherie, că așa se procedează. Că noi aveam locuri de parcare aici, puteam să oprim. A. Și Poliția Capitale a scos repede, cu primăria mână în mână, totalul, nu știu cui, au pus un panou că au voie să oprească, dar numai ei. Da? Și în felul ăsta, invitații noștri n-au, da? L-am sunat pe Vanghelie, zic, dom'le, ai primăria mai jos, dă-mi și mie un loc, trei locuri pentru reporteri măcar, cameramani, că eu pot să vin pe jos, pentru invitat seara. A dispărut. Deci Bucureștiul e o țară nefuncțională. Da. Și atunci o să aducem ce oameni? Oameni care știu să funcționeze pentru ei. Prigoană, de exemplu, este senzațional. Dumnezeu, da, e un manager care în domeniul lui... Nu, mă sperie acest tip de manager care... Da. Cum a demonstrat? Că a știut să facă contractele mai bine cu primăriile? Mă sperie oamenii ăștia. Eu vreau să vină un farmacist în București. Vine unul care a dus gunoiul, care este un super business și în Franța și în România. Da, este un super business destul de necesar. Da, nu, dar ca afacere... Da. Să știți că gunoierii de la Paris la un moment dat câștigau și 6.000 de euro. Iar firmele care duceau gunoi în Paris sunt niște firme cu bugete mari. Eu nu știu cum fac ea contractele. Dar să-mi aduceți un tip care deja e în contact și în afaceri cu primăriile, să devină il capo di tutti capi, adică primarul general, pe mine mă sperie. Bun. Trebuie să vedem ce vor spune bucureștenii. De toate felurile, e un oraș divers, e un oraș cu multe straturi și... Așteptăm. E o provocare. Acum suntem aproape în campanie. E mare lucru să scoateți pe Prigoană primar general. Eu când am auzit prima oară nominalizarea, știți ce mi s-a părut? Zic, mă, ăsta e blat cu Oprescu. Să iasă tot Oprescu. Pe cuvântul meu, dacă nu. Pentru că n-are nicio șansă, practic, Prigoană. Da. Bun, dar nu cred că cineva în speță Prigoană avea interesul să se consume într-o campanie degeaba, ca să facă un blat. Ei, fiul său a intrat într-o campanie degeaba și se lăuda prin toată presa, prin tot orașul, câți bani a cheltuit el pe campanie electorală. Eu asta vă spun într-o experiență recentă și personală. În ciuda clișeului, imaginii sau unor critici, domne, nu e farmacie sau... Mi s-a părut un om de bun simț, un om care ascultă, un om care știe să învețe ce nu n-a aflat până acum, un om care are experiență de-asta de... îngrijit un oraș sub aspectul igienei și a curățenii și nu știu ce.
Nu cred că e atât de nepotrivit și nu cred că Bucureștiul e făcut numai din Parcul Icoanei și ce se întâmplă pe acolo, pe două, trei străzi cu... Știți? Nu, eu nu, bucureșteanul are și pe Mitică, dar să știți că Mitică ăsta... Adică ce se întâmplă? Prigoană, și eu spun că e un tip mult mai inteligent decât pare. Și, eu spun și mai simțit decât tip... îl prezintă, să zicem, tabloidele. Sigur sau... că da, nu spune nimeni. Dar totuși da. E un tip care, repet, știe prea bine... drumurile astea la, din uși, de pe la alte uși din primărie. Mă respect, asta mă sperie. Opinia, dar în același timp gândiți-vă că în orice sistem, dacă aduci un om care n-a lucrat niciodată în acel domeniu, de exemplu, administrația publică locală. Bun, poți să te pregătești ca la examen, înveți un pic de legislație, ceri organigrama, dar îți trebuie un pic de simț al sistemului ca să, da, evident. Să poți să rulezi de-a doua zi. Bun. Ce credeți? Pică guvernul la moțiune? Nu va pica. Eu am văzut reticența PSD mai ales. Pentru că PNL are în frunte un aventurier exaltat care visează cu ochii deschiși. Dar PSD-ul e mai lucid și își dă seama că în ipoteza că ar trebui să-și asume guvernarea acum, nu e pregătit. Să se confrunte cu ieșirea din criză. Eu cred că au mai degrabă interesul să vadă ce spun urnele la scrutinul general. De ce nu faceți altfel o mișcare inteligentă, mă gândesc eu, da, să votați și dumneavoastră, puneți 10, 20, 50 de parlamentari să voteze moțiunea. Stați puțin. Stați un pic. Treceți în opoziție. Că e o declarație de tipul ăsta, pică guvernul, așa trecem în opoziție. Așa a făcut PSD-ul în 2009, a lăsat țara, deci a lăsat PDL-ul la guvernare cu care se asociase, ca să obținem o majoritate, să guvernăm. Aduceți-vă aminte că a rămas România în vârful unui picior timp de aproape 4 luni, fără guverne, cu guverne interimare, cu nicio lege votată, cu... instituțiile paralizate. Deci asta e o atitudine de partid irresponsabil. PDL-ul e un partid responsabil. Nu ne putem dori... Nu, dar să corectăm totuși. PSD-ul atunci... Gândiți-vă că orice guvern care cade trântit o moțiune de cenzură duce la o perioadă de instabilitate. E nu, clar. Nu. Aici să știți că nu știu dacă e așa. PSD-ul a plecat pentru 3 luni, sperau ei. Fiindcă toți mogulii, dacă vă aduceți aminte, au spus, băi, ieșiți de la guvernare, da, că noi presa, da, televiziunile... Dar au pus calcul electoral înaintea interesului național. Nu contează, ieșiți 3 luni, că noi, Antena, Voiculescu, Vântul și ceilalți, vă facem noi înapoi, vă punem în 3 luni. Însă astăzi, dacă ieșiți de la guvernare, dom'le, dacă vor să cadă guvernul, dați-vă la o parte, aveți 20% potrivit sondajelor, iar ei potrivit sondajelor au 60%. Veți lăsa țara pe o majoritate confortabilă, pe mâini bune. Hai să-i vedem și pe ei ce fac. Dom'le, nu îi lăsați cu 20%, au 60%. Eu nu am nicio încredere în capacitatea USL de a guverna coerent în aceste vremuri încă marcate de criză. Știu, dar e perioada cea mai bună să încercăm. Bun. Că Ștevi a ieșit, da, este, auziți, au ieșit ridichile, toate, deci avem cum să supraviețuim până în decembrie. E corect. Îi lăsăm până în decembrie, că ce se întâmplă? Toți spun așa, ca dumneavoastră. Dom'le, ăștia că ajung la putere se taie între ei cu briceagul, scot brișca, își rup mațele, se bat. Hai, dom'le, să-i lăsăm pe ritmul ăsta, măcar până în decembrie, când vine frigul și trebuie să punem pe noi un guvern cât de cât responsabil, vom constata, poate că asta e o bârfă ieftină. Și acest guvern minunat, nu, PSD, USL, cum să-l mai chema ei. E mai degrabă în interesul general ca guvernul ungureanu să își continue exercițiu, să dea și banii înapoi de la salarii, pensii, să refacă echilibrul social, poate și optimismul mai mare al românilor, că suntem din cauza crizei prea plioștiți ca națiune. Și dați-mi voie să sper că tocmai performanța guvernului ungureanu și încheierea unui număr mare de investiții care mai au atât ca să fie inaugurate, asta va arăta un bilanț economic general al guvernării PDL plus aliații. Credeți că vor convinge? Și e mai bine. Vor convinge în toamnă mai mult decât acum în vară? Stați puțin, oamenii de asta au ochi și cap ca să judece și să facă diferența între zgomot și rezultate. Și în același timp
credeți-mă că tot mai mulți români au înțeles că ne-a trecut glonțul pe lângă ureche. Adică, cum vă dați seama de lucrul ăsta? Păi da, văd că eu am barometrul meu cu taximetriștii. Deci erau mult mai porniți pe guvern acum un an decât acum în general. Uh-huh. Și am în dialogurile astea periodice, vă spun, pentru că ei sunt în mare măsură o categorie profesională care e vocea poporului. Așa cred eu. Da. Întrebare. Trebuie să-i ascultăm pe taxi. Întrebare de sau întrebări de final mai scurte, așa. Emil Boc mai conduce PDL-ul? E președintele ales. Sigur că a trecut printr-un șoc. S-a uzat la guvernare și acum trebuie să țină pachetul bine legat, că vedeți că sunt tot felul de găuri. Îl ajutăm, suntem în jurul lui și cred că bine ar face să nu scoate din zestrea de mari orașe bine gospodărite de PDL Clujul. Deci și eu sunt de părere că trebuie să candidez. Nu trebuie să... Sigur că e opțiunea domniei sale, însă nu există la Cluj un candidat mai bun. Clujenii știu ce a făcut Emil Boc pentru ei, odată că îl cunosc bine și pe de altă parte și ca prim-ministru. Dar să zicem că veți pleca, că veți pierde alegerile. Mă refer că nu veți câștiga guvernarea viitoare. Nu va rămâne, nu veți rămâne la putere, cum se zice. Da. Emil Boc ar trebui să plece? Nu e căderea mea să fac nici profeții, nici recomandări imperative. Partidul, după fiecare rând de alegeri generale, orice partid politic, face un bilanț și vede dacă continuă cu același lider sau are nevoie de un nou lider. Deci asta e o treabă firească în dinamica oricărei formații. De final, ultima întrebare. Bucureștiu, că e interesant Bucureștiu și prin prisma, mesajului pe care îl dă. E un obicei în România, dacă Bucureștiul are un mesaj puternic de câștigător, de învingător pentru stânga, atunci acest lucru se va reflecta oarecum și în alegerile generale. Dacă e dreapta, la fel. Avem în București sectoarele așa, la 1, Chiliman, campion, clar iese. Doar dacă, nu știu, pățește ceva, Doamne ferește. Toată simpatia mea pentru Adel Paleologu, e greu în timpul ăsta scurt să îl bați pe Chiliman, care numai dacă ne gândim că a făcut mii de apartamente, le-a făcut gratis, le-a, cum se cheamă, le-a învelopat. Bun. La sectorul 2, Ionțanu, 70% deocamdată. La sectorul 3, 80% Liviu Negoiță, da? Repet, oricare dintre ei poate păți ceva, ori un scandal, nu știu de care, sexual, ori un scandal de arestare, ori un scandal, nu știu de care. Dacă ești arestat în ziua votului, cred că tot poți să candidezi, nu? Din pușcărie ai voie să candidezi? Ai voie. Dacă nu ești condamnat definitiv, da. 4. La sectorul 4, e piedone clar, da? La sectorul 5, Vanghelie de departe, 70%. Deci, jumătate, hai să zic. La 6 e incert pentru că Poteraș n-a convins nici ultima oară când a ieșit, nici acum nu a reit până în 50%. Deci e posibil să vină altcineva. Ce credeți per final? Deci Chiliman iese? Sunteți de acord? Nu vreau să fac pronosticuri pentru că eu îmi sprijin colegii care candidează. Sulfina Barbu, de exemplu. Atunci vă întreb altceva. Credeți e că o ea, candidată ea... excepțională la sectorul 4. Nu, n-are nicio șansă. E femeie, n-are nicio șansă. Are, atunci nu vă întreb altceva. Nu vorbiți așa, totuși. Că în sectorul 4? În orice sector. Femeile trebuie la să aibă șansă, la inclusiv cât mă pricep, în politică. Eu nu are la primărie, nici femeile nu votează Sulfina Barbu la primărie. E o chestie, asta e un, cum să spun, e elementar acest lucru de știut. Avem femei și șef de stat, ar trebui să evoluăm către o atitudine care să... Vrei să vă spun ce? Eu mi-aș dori... Reducă discriminarea de gen. Mi-aș dori să fie o femeie, sau cât mai multe femei să conducă sectoarele, pentru că nici o femeie din România, o româncă, n-ar fura sau n-ar face atâta jaf cât au făcut primarii. Corect. Dar mă întorc la ce vreau să vă întreb, dacă nu putem să ne pronunțăm aici la pronosticuri. Câștigă Real Madrid campionatul sau Barcelona?
Eu țin cu Barça, tradițional. Atunci da, bun. Ați pierdut Real Madrid. Nimic, mai bună fidelitatea față de... Bine, atunci mare de final echipa. Vă întreb ceva. Dați-mi din episodul acela al demisiei, cum am zis eu, când spuneați că pentru istorie va rămâne că ați fost revocat în 5 minute. Dați-mi o pată de culoare ca să o notăm și noi pe www.nasu.tv să rămână acolo. Apropo de manieră... Ceva ce n-ați spus, ceva de culoare. Doamne, ce să spun, din 25 de luni de imens efort pe toate continentele și cu toți interlocutorii, sunt cel puțin mândru că voi fi fost ministru de externe care a semnat scutul antirachetă la Washington. Asta e un moment de istorie, știu ce spun și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această imensă șansă de a fi acolo în acel moment. În rest, să spală, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Cum ați așezat acest moment față de cel care, prin care, printr-o diplomație îndelungată și efort uriaș, ați fost unul din artizanii sau artizanul principal al venirii papei Ioan Paul al II-lea în România? Sunt la fel de importante cele două momente? Sunt contrastante, pentru că papa e omul păcii, iar scutul antirachete ne ferește de război. Se pot sunt asocia... Sunt de importanță apropiată? Eu cred că aceste două momente au fost, într-adevăr, au reprezentat vârful carierei diplomatice pe care am urmat-o cu multă pasiune. Vă întreb atunci altfel, sincer. Nu cred că vă costă poziția de prim vicepreședinte al PDL. Așa. Impresia mea de atunci a fost că ați fost remaniat pentru că presiunea UNEPR-ului era foarte mare și UNEPR-ul avea un om valoros căruia trebuia să-i dea ceva, o poziție, aceea de ministru de externe. Asta nu e niciun secret. S-a negociat, s-au făcut aceste presiuni. Nu, dar credeți și că de dragul pretextul a fost stabilității folosit? Coaliției. Eu am înțeles și logica politică din spatele acestei. Deci, practic, s-a profitat de o declarație care n-avea neapărat o... N-avea nici în clin, nici în mânecă, nici cu ce așteptau oamenii din stradă care au ieșit. Nici cu... Bun, am înțeles. Lăsăm asta. Dar fapt este că am sentimentul că mi-am făcut bine datoria și aș fi vrut doar o ieșire ceva mai elegantă. Da, asta e tot. Păi vă fac eu o ieșire foarte elegantă de la Nașu, domnilor și domnilor. Ne oprim aici cu prima parte. A fost un om politic elegant. Sper să promovăm aici cât mai mulți politicieni cu eleganță și o maturitate și o tinerețe în gândire. Aseară a fost Nicușor Dan, mi-a plăcut. Alaltă seară a fost paleologul, tânărul paleologul. Deci îi promovați pe cei cu studii în Franța, înseamnă. Aveți un... Da, e adevărat, iată, da. Avem cu Sarkozy, am făcut un blat. Așa. Bănuiesc că tot așa o să spuneți că are șanse totuși Sarkozy destul de mari. Dumneavoastră, ce părere aveți? Eu sprijin pe Sarkozy, care e un mare lider european. Recomandați-ne, rog, pe toți telespectatorii și cititorii www.nasu.tv dacă aveți propuneri de invitați pe care i-ați apreciat, fiindcă poate uneori avem ochelari de cal și nu-i vedem pe toți. Însă m-am gândit ca de azi înainte, cu foarte mare greutate, să se ajungă aici pe acest scaun la Nașu în emisiune. Am văzut că și colegii mei procedează la fel. Parcă prea ușor am deschis micile ecrane tuturor borfașilor, infractorilor și alții. Cred că de azi înainte rolul, cel puțin al nostru, este ca înainte să permitem accesul în studio pentru câte un invitat, să fie totuși așa un sistem de evaluare, să vedem, domnule, cât ai furat până acum, ce studiai, ce vrei să furi și așa mai departe. Și în urma acestei aprecieri să permitem accesul mai greu. De exemplu, poate că vom fi preluați și de alții. Prea m-am săturat, domnul Bankowski. Nu se poate, dai la televizor, deci butonez pe 17 canale și mă uit de la ziariștii infractori până la politicienii infractori, cum își dau ei cu părerea despre moralitatea și rădăcinile, spune, acestui popor. Nu se poate.
Și un, deci văd și peste 3 luni îi vezi la putere sau îi vezi instalați într-o funcție călduță. Nu sau, se poate. Sau îi vezi în pușcărie. Sau, mă rog, pe aproape. Da, nu, îi vezi la în altă parte. Bun. Luăm o scurtă pauză. Înțeleg că avem un om de afaceri care n-ar trebui să fie om de afaceri, ar trebui să servească patria, care învârte milioane de euro și nu le învârte bine. Colegii de la emisiunea Pe Urmele Banilor îi cer demisia în seara asta, să vedem ce probe au. Urmează apoi, cum spuneam în partea a treia, dr. Mihaela Bilic. Dacă aveți o problemă, vă invit aici. La Cronica de Noapte urmează, bineînțeles, realizatorul ei, Grigore Carteanu. Deviza lui este: vom face nopți albe pentru celor care ne-au făcut zile negre. Invitatul său este Dan Grigore. Alexa, despre Alexa vă spun puțin mai târziu. Publicitatea.